Dacă când ajunge în injector în cazan, de la teu sparge și cazanul și se sting focul. Uzina de alimentare și termoficare a apei Motru primește din 13 ianuarie păcură de la un distribuitor din Ploiești. Angajații uzinei s-au îndoit de calitatea păcurii, întrucât emana un miros greu de suportat. Multă populație din oraș ne-au reproșat faptul că vrem să intoxicăm datorită mirosului care se emana de la arderea păcurii. Suspiciuni care de altfel s-au și adeverit în urmă cu două zile când focul s-a oprit. La toate încercările noastre a fost imposibil să mai putem să mai pornim. Acum, chiar de acolo vin, că vreau să vă confirm exact ceea ce se întâmplă, din rezervorul respectiv curge numai apă. Transportatorii păcurii susțin că este imposibil să fie un amestec de combustibil cu apă. Dacă ar fi apa, e mai grea ca combustibilul. Aia trebuie să fie prima care se arde. Dar din contră, la ei a apărut după 6 ore. 6 ore a mers cazanul. Adevărul va ieși la iveală în urma rezultatelor de laborator, păcura fiind trimisă spre analiză la București. Luăm probe, da? Așa cum ați văzut, le sigilăm și le trimitem la LAREX, la București, la laborator și așteptăm rezultatele analizate. În cât timp ajunge rezultatele? De regulă, într-o săptămână de zile ajung rezultatele la noi. Cei care au avut de suferit cel mai mult de pe urma acestei situații sunt localnicii din Motru. Cum ați dormit azi noapte? În frig, cu plapumă, cu pături, cu... Cum să dormim altfel? Dacă nu dă centrala căldură deloc. Cum ați dormit? Plapumă pe mine și cu pătură deasupra. Ce să facem altceva? Pentru cele 100 de tone de păcură de proastă calitate primite de la Ploiești, oata Motru are de plătit aproape 2 miliarde de lei vechi.